Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live! În primul rând vreau să vă urez la mulți ani tuturor celor care purtați numele Sfântului Andrei, să aveți parte de o zi frumoasă și multă sănătate, pentru că este cea mai importantă, mai ales în această perioadă pe care o traversăm. Și dacă tot este o zi de sărbătoare, am zis să alegem și un subiect frumos, așa, care să ne ducă măcar cu gândul la vacanță. Vorbim despre deplasări și dacă mulți români au renunțat anul acesta din pricina pandemiei la vacanțele planificate în țări precum Italia, Spania, țări din apropierea noastră, din Europa, invitata mea s-a aventurat și a plecat într-o excursie mult, mult mai îndepărtată, tocmai în Tanzania. Vorbim despre experiența din Zanzibar cu doamna doctor Irina Casighera, medic la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Bună ziua! Sau Jambo, în limba swahili. Așa! Așa am început. Caribu, da, da, da. Și Jambo. Deci, Caribu, bine ai venit și Jambo, bună ziua! Bine v-am găsit! Hello! Și la mulți ani și din partea mea, Andreilor și Andreilor! Și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mărturiseam înainte Asante. Să intrăm. Asante, mulțumesc în zanzibareză sau în swahili. Ați venit cu un bagaj nou de cunoștințe, da, da, aveți da, foarte am multe învățat cuvinte. O limbă nouă. Vă mărturiseam înainte să intrăm în direct că vă urmăream pagina de Facebook și cred că toți care sunt interesați de travel, de fashion, vă urmăresc cu drag pentru că postați frecvent surse de inspirație din aceste două segmente. Și vedeam fotografiile postate din Zanzibar și mă gândeam, sigur, i s-a făcut dor doamnei doctor de o plecare și amintește din vacanțele în care a mai fost, postează fotografii mai vechi. Exact. După care văzuse în comentariile și lumea vă spunea că vă întreba mai multă lume cum v-ați aventurat să plecați în această perioadă. La un moment dat lumea credea că sunt fotografii remember. Exact. Până am scris acolo că sunt live. A fost o alegere, nu neapărat a fost alegerea mea, a fost singura alegere posibilă în perioada asta de pandemie, pentru că făcusem alte planuri. Vorbeam în iarna trecută, iarnă spre primăvară, că urma să plec în America Centrală, din Mexic până în Panama, să acopăr toată zona aia, 7 țări, de una singură. Pe urmă a fost clar că nu mai este posibil, avioanele nu mai zburau. Am primit mail-uri că mi s-au anulat zborurile și optasem pentru Sudan. Era accesibil la un moment dat. Pe urmă am primit un mail cum că nu se mai poate pleca nici acolo și îmi luasem gândurile de vacanță anul ăsta. Pe urmă m-a tentat acest Zanzibar, vedeam fotografii, am văzut un site care se numește Zanzibarezul. Fiind abonată la tot felul de mail-uri pe care le primesc de la companiile aeriene, am văzut niște oferte ale companiei Qatar cu prețuri foarte convenabile și a început să se lege ceva. Am găsit o ofertă București-Zanzibar City cu 550 de euro dus întors. Bun. După aceea, uitându-mă pe site-uri, am descoperit un român care stă de 5 ani în Zanzibar și care și-a construit 3 hoteluri. Oh. Și am intrat în legătură pe Messenger, așa cum se stabilesc legăturile foarte rapid acum. Și într-adevăr avea disponibilitate în perioada pe care o alesesem eu, în octombrie, la un preț foarte convenabil. 12 zile au fost cam 400 de euro cu demi-pensiune. O să Foarte vă povestesc, bine. O să vă povestesc imediat la capitolul culinar cam ce am mâncat, pentru că am mâncat foarte bine, a fost un adevărat răsfăț. Și a început să se lege ceva. Și până acum ajunsesem cam la 1000 de euro. Uitându-mă pe site-urile agențiilor locale de turism și discutând și cu el, excursiile în insulă în Zanzibar, 5 excursii reveneau cam la 180-200 de euro, ceea ce mi s-a părut iarăși foarte convenabil. Și mi-am zis că îmi doresc și un safari. Zanzibar face parte din Tanzania insulară. Este o insulă care ține de Tanzania, însă marile rezervații de conservare sau parcurile naturale, diferența este că fiind rezervații de conservare, pe teritoriul acestor parcuri, în afară de animale, se găsesc și sate cu locuitori. Frumos.
Da, în special sate de Masai, ale populației Masai, am zis că e neapărat să fac și niște zile de safari acolo. Sigur. Și asta mi-a ridicat prețul excursiei cam cu 1000 de euro. Am zis că spun și prețurile pentru că lumea e interesată și trebuie să-și facă planurile și pornind de la capitolul financiar, care e foarte important, mai ales anul acesta. Și am ajuns undeva la 2100-2200 de euro toată această evadare de 12 zile. Și de ce spun evadare? Pentru că din cenușiul local, de la purtatul măștii, am ajuns într-o zonă verde, o zonă fără mască, fără pandemie declarată, fără COVID. Din iarnă aproape am trecut în vară și a fost o evadare extraordinară care mi-a făcut foarte mult bine, cu toate că nu era exact ceea ce îmi doream. Îmi doream iarăși o destinație unde să văd foarte mult, unde să-mi testez rezistența fizică. Nu a fost să fie, a fost o vacanță mai potolită, o vacanță pe care aș recomanda-o de data asta cu căldură chiar și familiilor cu copii, chiar și familiilor mai în vârstă și chiar și celor foarte obosiți care își doresc efectiv să stea, să simtă căldura, să simtă bucuria aceea relaxării. Vom discuta despre condițiile în care ați zburat, despre siguranță. Ați spus că ar fi o destinație pentru familiile, inclusiv pentru familiile care au copii. Da. Știam că Zanzibarul este un loc în care trebuie să mergi dacă ești amator de sălbăticie, pentru că acolo ai parte de tot felul de viețuitoare, de insecte, de șerpi, șopârle mai puțin, cel puțin mie nu mi s-a întâmplat să le văd, dar într-adevăr, insecte mari, insecte care ciupesc, muște, țânțari, unii rezistenți la toate unguentele și la toate spray-urile noastre. Dar, ce să zic, e un inconvenient destul de mic, pentru că, na, o pișcătură vine și trece. Nu e nimic periculos. Nu e nimic periculos, da. A trebuit să faceți un vaccin? Absolut nimic. Nu a trebuit să fac testul COVID și asta e important și recunosc că și ăsta a fost un motiv pentru care am plecat. Al doilea motiv a fost acela că acolo nu a trebuit să port mască, pentru că o vacanță cu mască nu te poți bucura de ea. Și al treilea motiv important a fost acela că e zonă verde și nu trebuie să intri în carantină, pentru că efectiv nu-mi permiteam o carantină de 2 săptămâni după o vacanță. Nu este pandemie declarată în Zanzibar. Declarată. Exact. În schimb, sunt foarte mulți turiști, cei care exact, turiști europeni, care clar că vin din zone în care pandemia este în floare. Ce s-a întâmplat acolo? Și e interesant pentru că eu am prins inclusiv alegerile din Tanzania și implicit din Zanzibar. Deci, ca să fiu mai clară, Zanzibar este o zonă care are un grad de autonomie, semi-autonomie, și face parte din arhipelagul Zanzibar, care ține de Tanzania. Ei au o istorie mai complicată, s-au unificat undeva în anii 60. Inițial au fost Republica Tanganyika, care este de fapt Tanzania continentală, și Zanzibarul, care era zona de arhipelag al Tanzaniei în Oceanul Indian, alcătuită din 3 insule, Zanzibarul propriu-zis sau Ujunga, insula Pemba și insula Mafia. În lunile martie-aprilie au existat câteva cazuri de COVID. Nu foarte multe, care au fost testate, diagnosticate ca și COVID. În Tanzania și mai ales în Zanzibar, care este eminamente zonă rurală, având un singur oraș, Zanzibar City, la mare trecere și la mare căutare sunt vracii locali. Medici sunt extrem de puțini. Aceste cazuri au fost tratate de vraci cu plante locale. Zanzibarul este insula condimentelor și orice condiment, orice plantă de acolo, pe lângă gustul apreciat în bucătărie, este utilizată ca și tratament. Am vizitat o plantație de condimente unde, în afară de rețetele la care putea fi utilizat respectivul condiment, mi se nominalizau și bolile în care poate fi utilizat ca și tratament. Și în primăvară aceste cazuri de COVID au fost tratate cu plante, cu condimente, s-au vindecat, după care vraciul șef a declarat că
nu mai există această boală acolo. Pandemia. Președintele Tanzania a ieșit și a declarat că în Tanzania epidemia a fost eradicată, nu mai există COVID. Și de atunci trăiesc fericiți, fără mască, fără să mai testeze. Și este declarată zonă verde de COVID. Singura țară din respectiva zonă unde COVID nu mai există. De exemplu, în Uganda, care e ceva mai la nord, COVID-ul există. Și m-am întâlnit cu turiști care se aflau în Zanzibar și povesteau că au fost și în Uganda, unde au purtat mască, unde li s-a făcut test, au trebuit apoi să intre în carantină. Numai în Tanzania COVID-ul nu există. Deci asta îmi pune mie oarecare semne de întrebare. Dar am venit, am făcut testul, nu m-am îmbolnăvit. Nu vreau să intru în amănunte și în teorii și în teoriile conspirației, dar efectiv e zonă liberă de COVID și m-am simțit foarte bine acolo, fără mască și fără să respect regulile care se respectă aici. Deci îmbrățișări, bucurie, nu această igienă. Bine, igiena nu e niciodată excesivă, dar nu acest spălat pe mâini 20-30 de secunde, nu dezinfectant, nu nimic. Corect. Și cu toate acestea sunt sănătoși, nu? Da, sunt sănătoși. Desfășoară activitățile. Acum gândeam că fiind o țară africană unde mai există și malaria, unde există și SIDA la greu, un COVID care la persoanele sănătoase nu este altceva decât o formă de gripă, nu înseamnă nimic atât de grav. Da, îmi imaginez că a fost minunat să evadați din peisajul sumbru de la noi. Da, a fost extraordinară evadarea, într-adevăr. Incredibilă, mă simțeam pe altă planetă. Uh-huh. Care au fost condițiile de zbor? Am zburat cu Qatar, cu singura companie care nu și-a restricționat atât de mult zborurile. Uh-huh. La plecare mi s-a luat temperatura, mi s-a dat mască și vizieră. Astea au fost și condițiile din avion, purtarea măștii și a vizierii, atâta timp cât nu mâncai, bineînțeles. La escala pe aeroportul din Doha ni s-a spus să ne scoatem viziera. Am circulat prin aeroport numai cu masca. Sporul a durat 4 ore, București-Doha, escala 3 ore, după care din Doha până în Zanzibar City am mai făcut 6 ore, din nou cu mască și cu vizieră. Uh-huh. Nu a fost foarte greu de suportat, că mai erau momentele în care mâncai, deci nu ceva insuportabil. Da, poate trece. Da, iar când am ajuns pe aeroportul, mi s-a spus, gata, jos masca, jos viziera, le aruncați. Și au fost 12 zile de trai ca înainte. Povestiți-ne puțin și despre condițiile de cazare. Prețurile ni le-ați spus, este mai mult decât accesibil. Exact. Eu am locuit la Nanda Villa, s-a numit hotelul, format din bungalouri, o piscină între bungalouri, 50 de metri până la Oceanul Indian. 4 stele este apreciat pe Booking.com, deci foarte bine. Micul dejun începea exotic, cu fructe, sucuri din fructe, după care urma o omletă, ochiuri, scramble eggs, ceea ce voiai tu din nou, plus pește. Peștele era nelipsit de la toate mesele. De obicei, la micul dejun era sub formă de batog. O telemea excepțională, vă povesteam că patronul era mâncarea român. Mâncarea, oricum, am înțeles că este senzațională. Foarte bună, senzațională. Seara alegeam între trei feluri de obicei. Un fel era vită, un alt fel era întotdeauna pește sau fructe de mare și celălalt fel, al treilea, era pentru vegetarieni de obicei. În deschidere, tot o variantă de fructe de mare, am mai avut carpaccio de ton sau o supă cremă, iar desertul era sau fructe, sau lava cake, sau altă prăjitură foarte bună, deci pot să spun că am mâncat extraordinar de bine, de sănătos. Pâinea de obicei lipsește și asta m-a ajutat să nu mă îngraș. Îmi imaginam că meniul este bazat exclusiv pe pește și fructe de mare. Dezmățul suprem a fost o zi în care am mâncat 3 languste, 2 la prânz. Era un prânz inclus într-una dintre excursiile locale și seara la Ananda Villa. Deci crab, langustă, pește, a fost extraordinară mâncarea.
multe salate, multe fructe proaspete, sucuri din fructe. Am înțeles că mai este o anumită zonă unde se organizează seara grătare la malul oceanului. Da, am plajele din nord. Eu am stat într-o zonă mai rustică din Zanzibar, în sudul insulei, care are însă avantajul de a fi mai autentică. Am înțeles. Plajele mai exclusiviste, hotelurile cu all-inclusiv se găsesc în nordul insulei. Într-adevăr, se organizează grătare pe plajă, party-uri pe plajă. Am participat și la o asemenea, la o asemenea întâmplare care a fost foarte frumoasă. Ei gătesc vită. Deci vă spun un pic acum despre religia din Tanzania. Exact. În Zanzibar nu se mănâncă porc pentru că la ei e religia islamică. Sunt musulmani. Exact, sunt musulmani. Pe continent sunt predominant catolici și protestanți, 60% și mult mai puțin musulmani. Deci acolo se mănâncă și porc. Zanzibar am mâncat însă numai vită și pește. A fost grătar de pește și deloc. Fructe de mare, exact, legume la grătar. O petrecere foarte frumoasă și au niște trupe de-astea de acrobați care performează seara pe plajă și care sunt, bineînțeles, filmați și aplaudați de turiști. Se face un foc mare. Bine, dacă vrei, poți să ai acolo parte și de o viață de noapte extraordinară. Există numeroase cluburi în care au loc petreceri și petrecerile se termină undeva pe la 3-4 dimineața cu dansurile masailor. Eu având un program foarte încărcat pentru că am zis că nu plec pentru plajă, plec ca să văd. N-am participat la petrecerile astea, dar am înțeles că erau într-adevăr foarte încinse și foarte fiind plăcute. Musulmani, da? Zanzibarienii, mă gândesc că și îmbrăcămintea, comportamentul nu este unul ostentativ. Nu este un comportament ostentativ, dar acolo, ca și în Tanzania, sunt foarte apreciați localnicii și aici mă gândesc la triburile de Masai, în primul rând. E o diversitate foarte mare de triburi. În Tanzania sunt aproximativ 200 de triburi, fiecare cu portul lui, cu limba lui, limba oficială este Swahili, însă fiecare... gradul de școlarizare fiind undeva la 60% populație școlarizată, sigur că limba Swahili, care este limba oficială, e vorbită de destul de puțin dintre tanzanieni. În general nu se înțeleg nici între ei. Iar engleza se învață la școală, dar așa din părți, și engleză vorbesc mai ales acei care lucrează în industria turismului. Când vine vorba de turism, cele trei mari industrii ale lor sunt industria condimentelor, industria rafiei și industria turismului. Și aș mai pune aici și industria gastronomică, pentru că e o poveste, gastronomia la ei. E foarte plăcut să mănânci în Zanzibar și în Tanzania în general. Nevadarea aceea de 4 zile în safari, am avut un all-inclusiv care iarăși ne-a oferit tot ce putea fi mai bun. Iarăși vită foarte bine gătită, iarăși fructe de mare, berea și vinul erau incluse și seara primeam sticla de vin fiecare. Cu băuturile locale nu trebuie să te aventurezi pentru că nu fac decât vin și bere din banană, care nu recomand. Berea seamănă cu braga, dar este mult mai rea, iar vinul este ceva dulce, extrem de slab, nu. Însă aveau din fericire vinurile din Africa de Sud și vinurile din Chile. Ce ați încercat mai ciudat din punct de vedere al gastronomiei? Deci nu au fost extravaganțe, dar vă spuneau că au fost languste și crab la greu. Toate fructele de mare posibile... Inclusiv meniul a fost ceva mai potolit decât de obicei, mai nu? Mai potolit decât de obicei, da. Deci nu insecte, nu, da, nu, 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 nu șarpe, nu, n-a fost cazul. Un alt lucru pe care l-am aflat, pentru că am citit și eu câte ceva înainte de emisiune despre Zanzibar, este că localnicii sunt foarte, foarte leneși. Da. Și se derulează totul mai și mult de pe pauză. Pole, pole. Deci nu te grăbi și Hakuna Matata, care înseamnă nu te îngrijora, e timp pentru toate, un fel de don't worry, be happy. Ăsta e principiul lor, iar eu care sunt mai agitată, mai nerăbdătoare, am zis, da, dacă vreau mai repede, totuși cum, haraka, haraka. Asta ca... Am învățat și câteva cuvinte din limba Swahili cu ocazia asta. Eu să vă...
Da, am spus bine, haraka, haraka, care înseamnă repede, repede, că erau pe pole, pole cu toții. Am văzut că aveți o listă acolo cu câteva, câteva cuvinte. Câteva cuvinte din care puteți alcătui niște propoziții pentru a vă înțelege cu localnicii. Da. Cum se desfășura o conversație? Era greu să ajungeți acolo unde vă doriți să exprimați? În toate excursiile am avut ghidul local care o rupea pe engleză cât de cât. Pentru că am luat cele 5 excursii, era un pachet de 5 excursii. Dacă le luai pe toate aveai o reducere și aveai un ghid care vorbea engleză, nu foarte bine, dar te înțelegea. Însă ei țineau foarte mult să le spui și câteva cuvinte în limba lor. Deci am spus asante, adică mulțumesc de multe ori, jambo, salutare, țineau la asta. Am înțeles. Și am făcut o combinație de swahili cu engleză. A fost ok comunicarea, vorbesc foarte mult prin gesturi. Bine, și am vorbit strictul necesar, adică când am făcut acea vizită la tribul de Masai, a costat $60 excursia aia, dar ne-au oferit tot ce ne puteau ei oferi. Adică am intrat în casă, a venit o tribu și au dansat, au cântat. Am întrebat și eu, pentru că la un moment dat se adunaseră vreo 100, zic, câte familii locuiesc în satul ăsta? Ghidul nu știa nici el câte familii locuiesc și l-a întrebat pe șeful de trib. Câte familii sunteți? Una singură. Păi cum așa? Păi e tata mare, care a avut 6 neveste și restul suntem toți descendenții lui tata mare. Erau fii care aveau și ei câteva neveste și uite așa, erau de la 80 de ani până la niște copii adorabili de un an și ceva. Totul fiind plătit înainte, am reușit să facem niște poze foarte frumoase. Pentru că ei fac pozele contra cost, însă nu sunt cei mai frumoși masai pe care i-am văzut, cei mai frumoși rămân cei din Etiopia. Ținuta era extraordinar de frumoasă chiar. Foarte, foarte interesant. Cum vi s-au părut oamenii de acolo? Ce ați învățat? Dacă ar fi să, nu știu, să alegeți un lucru pe care l-ați învățat de la ei, care ar fi? Privind modul în care își desfășoară ei viața. Sunt extrem de prietenoși. Extrem de deschiși. Îți arată practic tot ce au de arătat sau creează senzația asta. Sunt foarte amuzanți pentru că le place să negocieze. Părerea mea este că îți cer ostentativ un preț foarte mare inițial pentru că urmează acea negociere. Le place și am cumpărat la un moment dat trei statuete de abanos, de fapt o statuetă și două măști. Și a început negocierea, zice, sunt de fildeș, ok, sunt de abanos, bun, sunt de abanos și sunt foarte scumpe, zic, crești, sunt foarte frumos lucrate și cât costă? E $250. Zic, nu, e foarte mult și am plecat, dar nu vreau să pleci supărată, zic, dar nu sunt supărată, dar nu-mi permit, zic, nu vreau să fii nici tu supărat, dar chiar nu-mi permit suma asta. Dar cât îți permiți? Și am zis și eu, eu am zis din start prea puțin, zic, $50. Adică am oferit, dar 5 apar. $50 nu acoperă nici munca noastră. Păi trebuie să ne scoatem banii din altă parte. O să trebuie să cerem altcuiva foarte mult. Zic, eu atât am permis, $50. Și a început negocia. 170. Zic, nu, domnule, 50. Am zis, până la urmă am cumpărat 3 statuete din abanos cu $70, ceea ce e un preț foarte bun. Dar după o negociere așa de vreo jumătate de oră în care îmi spunea că sunt supărată, zic, dar nu sunt supărată, pole, pole, nu sunt supărată, nu. Și a fost foarte bine, deci sunt foarte drăguți, foarte prietenoși, sunt foarte curați, cu toate că nu par foarte curați, mai ales spuneam că eu m-am învârtit printr-o zonă rurală, dar nu mirosuri neplăcute sau altceva ce te-ai putea aștepta acolo. Și într-adevăr vezi căsuțele alea din chirpici acoperite cu stuf, cu rafie, dar hainele frumos întinse, spălate, așezate la uscat. Le place să facă poze cu... Deci chiar te roagă ei să-i fotografiezi. Dacă în alte țări au acea reticență în a poza, aici chiar te roagă să faci poză cu ei și îți dai seama că se inversează rolurile și tu devii obiectul exotic pentru ei și nu numai ei, pentru tine. Deci e un fel de schimb de
Am făcut și schimb de fotografii cu ei. Eu le trimiteam fotografiile cu ei și ei fotografiile cu mine. Și a fost foarte drăguț acest schimb de... Da, de... Se poate spune că sunt suspect de prietenoși, nu? Sunt suspect de prietenoși, da. Cred că ei fiind conștienți de faptul că existența lor de aici vine până la urmă, din turism. Și ca și în Etiopia, triburile trăiesc foarte bine. Triburile de Masai care și primesc turiști, care gătesc special pentru turiști și îți spun chestia asta. Am gătit special pentru tine. Au gătit special pentru noi? Da, au gătit special pentru noi, da. Ce ați mâncat? Ce au gătit? Au gătit o tocăniță de vită foarte bună. Totul era așezat sub formă de bufet, deci carnea de vită cu diverse sosuri, legume foarte normale, spun banalități aici. Fasole păstăi, fasole boabe, spanac, banane pe care ei le folosesc numai ca și desert, dar le gătesc cu tot felul de sosuri și ajung să fie condimentate și le servesc în combinație cu carnea. Pește, care era foarte bun. Desertul de fructe a fost la masă. Stăteam acum și mă gândeam dacă a fost o prăjitură. Nu, au fost fructe. M-am îndrăgostit și eu de un fruct pe care cred că l-am mai mâncat cu mulți ani în urmă în Thailanda și se numește jackfruit. Un fruct mare care se taie felic ca pepenele, dar are un gust absolut, absolut senzațional, pe care nici nu știu cu ce să-l compar. Este extrem de parfumat. Și am și filmulețul postat pe Facebook cu tăierea jackfruitului și cu ambalarea, pentru că după ce l-a tăiat felii cu un cuțit așa imens, a acoperit feliile cu ziar. Și pentru că s-a comandat până la urmă un jackfruit întreg, care cred că avea vreo 10 kg, a pus tot într-o găleată. Șoferul a luat găleata, la sfârșit am împărțit feliile și urma să ducă găleata înapoi, pentru că Zanzibar e o insulă mică și mașinile se fâție mereu prin aceleași puncte și toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Am înțeles. Așa, și ce spuneam, că am prins alegerile acolo, alegerile prezidențiale. Cum s-a desfășurat? Le-am prins și pe perioada de safari în Tanzania continentală și le-am prins și în insulă, unde ziceam că ei, având oarecare autonomie, aleg un guvernator local. Președintele Tanzaniei, deși Zanzibarului a câștigat cu aproape 90% din voturi, cu toate că a avut vreo 3 contracandidați. Dar asta pentru ce? Pentru că a scăpat Tanzania de pandemia de COVID. Păi la un moment, cum s-au desfășurat? La un moment dat am prins chiar convoiul prezidențial. Președintele mergea prin sate, se oprea din loc în loc și ținea câte un speech. Și asta ne-a scurtat nouă oarecum excursia la tribu de Masai, pentru că am mers în coada coloanei prezidențiale. Și mă enervasem, zic, cât mai are de vorbit. Deci acolo campania electorală se putea desfășura. Se putea desfășura. Campania la ei se desfășura totul, adică nu... Și în Zanzibar a ieșit un guvernator local, acolo n-am mai prins campania, pentru că am făcut excursii în jurul și nu ne-am intersectat, dar am prins campania în timpul excursiilor pentru Masai și pentru safari pe continent. Deci oamenii au votat, chiar dacă infrastructura este la pământ, din câte am înțeles. Da, este la pământ, într-adevăr. Uh-huh. Dar ei au un alt motiv pentru care îi admir, acea fericire și acel zâmbet pe care l-au pe față permanent. Ca și în Cuba am constatat acea gvasi permanentă fericire, pentru că ei sunt fericiți cu soare, cu muzică, cu turiști, cu condițiile acelea basic. E acela te mulțumi cu ceea ce ai și a fi recunoscător. Da, o discrepanță uriașă față de cum suntem noi, veșnic există nemulțumiți. Există acea nemulțumire, acea veșnică. Da. Că vreau mai mult, de ce eu atât de puțin. Nu, la ei, de ce eu atât de mult. Și totul e frumos și știm să ne bucurăm de absolut orice, de fiecare rază de soare, de... Au o viață frumoasă, nu? Au o viață frumoasă. Oceanul Indian este foarte frumos și, într-adevăr, acel turcoaz pe care îl vedeam în fotografii. Uh-huh. Cum este traficul? E aglomerat? Este aglomerație din cauza că nu au infrastructură. Da. Drumurile sunt un calvar. Traficul este aglomerat, claxoane
au rickshaw, care ei nu-i spun tuk-tuk, cum eram eu obișnuit, dar o altă denumire pentru rickshaw. Și ne povestea ghidul din Stone Town. Deci în insulă, în Zanzibar, există un singur oraș, Zanzibar City, care are o zonă veche cu influență puternic portugheză și arabă, pentru că la ei au fost portugheji undeva pe la 1600, iar în secolul XIX au venit arabii. Deci Stone Town este orașul vechi din Zanzibar, care este într-adevăr foarte pitoresc, amintește de un suc cu străduțe, cu case și în stil portughez, dar și în stil arab. În schimb, pe continent sunt 10 orașe. Și asta am aflat acasă, eu spuneam, capitala Tanzaniei este Dar es Salaam. Ei nu este Dar es Salaam, acesta este doar cel mai mare oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Capitala este Dodoma, un oraș destul de mic, cu vreo 400-500 de mii de locuitori, însă au 10 orașe cu peste 100 de mii de locuitori. Și un alt lucru pe care l-am aflat și m-a uimit, nu știam și cred că sunt puțini cei care știu, Zanzibar este locul de naștere al lui Freddie Mercury. Al lui Freddie Mercury, da. Eu știam asta și chiar în circuitul pe care l-am făcut în Stone Town am vizitat casa și muzeul lui Freddie Mercury. Sunt locații diferite. Una este casa în care s-a născut, celălalt este muzeul. Muzeul a fost dezamăgit, e destul de sărăcuță, adică nu e decât un pian în care a cântat, la care a cântat el când era copil, un frac galben care a apărut într-unul dintre concerte și în rest fotografii. Casa cum era? Cum este? Casa este o casă în care nu am intrat, acum adăpostește niște birouri guvernamentale și nu se poate vizita, o casă în stil colonial cu etaj. Acolo s-a născut familia lui, fiind o familie care a lucrat în diplomație, din câte știu, au trebuit să plece de acolo odată cu... A fost la un moment dat în anii 60 o mare revoltă, pentru că ei atunci s-au eliberat practic de subarabi și au căpătat independența timp de 3 ani și familia a fost nevoită să plece cu câteva valize, cu strictul necesar, și au ajuns în India, unde el și-a petrecut o altă parte din viață. Un loc fascinant. Da. Și ați mai avut parte de un lucru frumos pe care puțini au ocazia să-l vadă în viață, faptul că insula se află foarte aproape de ecuator, a făcut să aveți parte zilnic de flux și reflux. Da. Într-adevăr, primul loc în care am avut parte de un flux și de un reflux spectaculoase, tocmai datorită proximității cu ecuatorul. Chiar era un restaurant de fisherman la care am mers destul de des și trebuia să pleci la o anumită oră. Deci dacă plecai după ora 4, nu mai puteai să mergi pe țărm. Era nevoie de barcă, nu? Era nevoie de barcă sau trebuia să ocolești prin sat și să iei un taxi care te ducea printre căsuțe. Vorbim chiar de drumuri prăfuite, fără pic de asfalt, exact ca la țară. Și case unde vorbeam cu ghidul din Tanzania, cel care ne-a fost ghid în timpul safariurilor, și îl întrebam: Floyd, tu ce faci atunci când nu ești ghid? Păi ce să fac? Stau în curte și mă uit la drum și vorbesc cu toți trecătorii, adică viața lor e un mare pole-pole. Iar... Are timpul altă dimensiune acolo? Da, are cu totul o altă dimensiune. Ziua e mai lungă, timpul parcă se dilată odată cu căldura aceea. La mine a fost chiar o acomodare la un alt climat, unde pulsul meu aici, fiind bine antrenată fizic, e undeva între 50 și 60. Acolo mi-a crescut la 80-90 din cauza căldurii. Și-am Iar înțeles. Tensiunea a scăzut foarte mult, pentru că era foarte cald. Căldură care nu îi deranjează pe cei de acolo. Nu, ba chiar li se pare, acolo, li se pare acolo... frig la 28 de grade. Da, lor li se pare frig la 28. Cred că și veselia asta se trage și din căldură, această exuberanță a lor.
Și acolo nici nu ai nevoie de haine. Eu am umblat mai mult în costum de baie și mi-am cumpărat niște șaluri foarte frumoase pe care le transformam în bluză și în deși în bluză musulmani. Și în fustă, deși ei sunt musulmani, nu-i deranjează cum nu-i deranjează, se prezintă localnicii. Nu-i deranjează. Nu, turiștii, nu. Deci turiștii au orice libertate. Strict, când am fost în Stone City, ni s-a spus să ne îmbrăcăm ceva mai sobru, pentru că într-adevăr vedeai musulmancele acelea negru din cap până în picioare, unele chiar cu fața acoperită. Dar în rest nu, în rest e o ținută de plajă. Nu am avut decât papuci din plastic. Pentru safari am avut o jachetă, pentru că porneam foarte de dimineață și era răcoare, iar într-una dintre zile a fost chiar ceață care s-a ridicat pe la 11. Și atunci am purtat pantalon lung și o jachetă subțire, în rest nu era nevoie de absolut nimic. Am plecat cu bagaj foarte ușor. Asta a fost una din ușurințele călătoriei și altă ușurință, chiar nu am citit nimic, nu am pregătit nimic, pentru că plecarea a fost foarte rapid gândită. Într-o săptămână m-am hotărât practic să plec. Mai mult ați aflat fără acolo să citesc și la nimic. Întoarcere. Da, mai mult am aflat acolo și la întoarcere. Și acum când am aflat de interviu, am citit ca să am niște repere istorice, lingvistice, geografice. E bine, dacă anul acesta a fost atipic și vacanța a fost atipică. Vacanța a fost atipică, da. Context. Vreau să ne mai povestiți puțin despre acest fenomen de flux și reflux, că e spectaculos. Da, era spectaculos și ceea ce aducea apa, pentru că nu am adus de nicăieri scoici, melci atât de frumoși, nu am mai avut ocazia să pun mâna pe vietățile marine pe care le mâncăm. Da. Să le ating, să fac chiar fotografii cu ele, să iau un arici de mare în mână. Rămâneau în urma apei, practic etalate, și am adus niște melci foarte mari și foarte frumoși. Am filmat un crab care își cară casa în spate. Deci chiar au fost niște experiențe frumoase. Cu Masai te întâlnești pe plajă și chiar poți să faci poze spectaculoase, pentru că ei pândesc acest flux-reflux și se fotografiază cu turiștii în momentele astea. Dacă vrei, poți să te plimbi pe motocicleta lor, tot așa, care intră cu roțile până la jumătate în apă, și asta e o experiență pe care o încercau multe turiste europence. Zanzibar este acum un loc în care europenii vin și pot să stea și toată iarna. Pentru că acolo poți să stai foarte ușor cu 300 de euro pe lună, cu care îți plătești practic chiria, mănânci ce vrei tu sau nu prea mănânci. Poți să alegi, de exemplu, să mănânci ceva foarte ieftin, cu îi plac fructele, sucurile de fructe. Am întâlnit turiste care mâncau numai pâine prăjită, beau sucuri de fructe și stăteau la soare. Un fel de detox. Exact, un fel de detox. Dormeau până târziu. Seara vă povesteam de aceste discoteci în care, uite că nu am fost, pentru că eu m-am trezit de dimineață fiecare zi și era o mare evadare pe toată perioada iernică. În România e frig și e COVID, iar acolo e cald, e frumos, e ieftin. Clar. Mâncăm sănătos. Am întâlnit români stabiliți acolo de câțiva ani, exact, căsătoriți cu localnice, care și-au dezvoltat propriile afaceri. Acolo nuca de cocos și uleiul de nucă de cocos sunt la mare cinste și am cunoscut un român care își dezvoltase o afacere cu uleiul de nucă de cocos. Exact acest lucru voiam să vă întreb. Este un loc în care pictori, te poți stabili? Scriitori? Pentru mine nu. Pentru mine nu, pentru că am standardul ăsta de viață. Te poți stabili dacă accepti să-ți schimbi complet modul de viață. Mai simplu. Mai simplu. Mai simplu, cu 300 de euro pe lună se putea și cu mai puțin. Nu, cu 300 de euro pe lună poți să locuiești foarte bine, dar cu 150-200 poți să locuiești având un acoperiș deasupra capului, modest, dar toaleta afară. Aha. Ne întoarcem în timp. Dacă acceptăm așa, chiar și cu mai puțin de 300 de euro pe lună. Dar na.
Ce altceva poți să, nu știu, să dezvolți acolo, să lucrezi? Doar să ai propria afacere? Să ai propria afacere, eu știu, acum cu pandemia asta și cu orice pe internet, dacă ești artist, dacă ești student, poți inclusiv să scrii, poți să studiezi, poți să faci cursuri online, sigur, cu internetul de acolo, conectându-te, pentru că e cumplit de scump. Te conectezi la internetul nostru, dar conectându-te la internetul lor, deci atmosfera e boemă. Eu zic că mai ales artiștii, scriitorii, pentru ei e un mediu foarte propice acolo. Dacă vrei altceva, alt stil de viață, care mă gândesc eu că te poate și inspira. Să pictezi, să scrii, deci e cu totul altceva și sigur că stimulează imaginația și e o sursă de inspirație acel loc. Recunosc că eu am stat și puțin și am vrut să văd mult. Întâmplarea a făcut să stau 2 zile mai mult pentru că compania Qatar zboară numai când are avionul plin. Deci te poți trezi că trebuie să pleci cu o zi, două mai repede sau cu o zi, două mai târziu. Eu am ales să plec cu 2 zile mai târziu. Și sigur că avionul a fost iarăși plin în ziua în care ar fi trebuit să plec. Aveau puțin pasageri, am înțeles că. Mi-a luat și acel safari de 4 zile care iarăși mi-a scurtat din acel dolce farniente care ar fi putut să semne Zanzibarul. Deci Zanzibar ca atare poate însemna dolce farniente. Mă duc acolo doar să stau la soare, corect, să mănânc bine, să nu fac nimic, să mă bucur de altceva, să ascult muzică, să-mi petrec noaptea în cluburi. Zanzibar poate însemna să vizitezi, cum am ales eu. Dar nu mare lucru, adică nu mare lucru. Sigur că are exotismul și farmecul lui. Ferma de condimente. Frumos. Să vizitezi plajele, să mergi la cel mai extraordinar restaurant al lor, care este pe o insuliță la care ajungi cu barca. Bine, costă totul foarte scump acolo. O porție de fructe de mare pe care o luai cu $20, pe acea insulă o luai cu 60. Deci era chiar o extravaganță. Da, acolo da. Merita să bei ceva, să bei o bere sau să-ți cumperi o cafea și să vezi oceanul. Da? Deci cam astea erau excursiile locale, nu mare lucru. Cea mai interesantă a fost de departe Stone Town, adică acel oraș vechi din inima capitalei, din Zanzibar City, însă pentru mine spectaculos a fost safariul. Tanzania este o țară de rezervații de conservare a naturii, unele parcuri naționale, altele. Eu din cele vreo 10-12 parcuri naționale am avut timp pentru 2, Ngorongoro și Tarangire. Ngorongoro e un parc național, e o rezervație de conservare pentru că au și sate de Maasai pe teritoriul său, care reunește cea mai mare, cele mai multe animale, deci e cu densitatea cea mai mare a animalelor din lume. Spectaculozitatea vine din aceea că este practic situat întregul parc într-un crater de vulcan stins cu multe sute de ani în urmă. Și sigur că tu permanent calci pe roca vulcanică. Există chiar insulițe de rocă vulcanică, există un lac vulcanic și peisajul este spectaculos. Cum spuneam, mare densitatea de animale. Am văzut The Big Five. The Big Five înseamnă cele 5 mari animale ale Africii, care sunt elefantul, leopardul, leul, bivolul și rinocerul. Și pe toate 5 le vezi în Ngorongoro. Wow. Iar na, cu pâlcurile de zebre trebuie să fie atent șoferul să nu le calce, pentru că apar de oriunde. Un elefant a traversat la un moment dat la mare viteză după elefantica lui șoseaua, spumul șoseaua, pentru că era tot un drum neasfaltat. Maimuțele, care sunt de o obrăznicie formidabilă și care ne-au abordat imediat cum am intrat cu mașina în parc, dar după ce am trecut de maimuțe am avut o surpriză teribilă și a fost un noroc teribil, pentru că am văzut chiar lângă mașină leopardul. Wow, și dintr-o dată fața leopardului chiar lângă mașină. Și ne spuneați că a fost o vacanță liniștită. Da.
Toți au făcut au că nu ne-am putut abține și bineînțeles că leopardul a cotit-o. Până ne-am scos camerele, l-am prins din lateral și din spate. Deci cel mai fericit unghi lateral a fost. L-am și postat pe Facebook și pe urmă am share-uit pe pagină. Chiar vă rog cu ocazia asta să mai dați like paginii mele. Nu știu dacă avea voie să spun asta. Sigur că aveați voie, absolut. Așa, am văzut și leu, familia de lei, la distanță destul de mare. Unii se așteptau, eu sincer nu, pentru că nu-mi plac fazele astea, unii se așteptau să vadă acele scene de urmărire a zebrelor, a antilopelor, dar eu chiar nu mi-aș fi dorit asta. Leii pe care i-am văzut erau foarte leneși și am înțeles ca să-i vezi în acțiune trebuie să-i vezi foarte de dimineață, pe la 4-5 dimineața, și ei vânează odată la 3 zile, după care prada, antilopa, să zicem, ucisă, stă lângă familia de lei și din când e totul la îndemână. E totul la îndemână, da, deci n-au niciun interes să se mai deplaseze. I-am văzut de la destul de mare distanță, toate mașinile de safari sigur că au binoclu de diferite dimensiuni, dar am avut chiar un binoclu mare pe care ni l-a dat gazda noastră de la Ananda Villa și am avut bucuria să le vedem, să le vedem de aproape. Cel de-al doilea parc pe care l-am văzut, Arangiri, acolo am văzut pentru prima dată girafele, care în Ngorongoro nu sunt. Foarte frumos, da. Îmi închipui. Ne spuneați și în emisiunile trecute că preferați să călătoriți singură. Da. Ați legat și prietenii acum? Acum am mers chiar cu o prietenă de-a mea cu care am mai fost. Și am împărțit camera cu dânsa și e și ea mare amatoare de excursii, nu de stat. Și a fost ok. Am legat prietenie cu o familie de tineri elvețieni cu care am împărțit mașina în safari. Ei lucraseră ca voluntari în Tanzania timp de o lună, ea în sistemul sanitar ca asistentă și el în învățământ. Interesant. Iar aceste safariuri le primiseră cadou la sfârșitul perioadei de voluntariat. Practic am fost patru în aceeași mașină, am mâncat împreună, ne-am împrietenit. Am legat și prietenii cu românii care erau la Ananda Villa și vreau să spun că erau unii care stăteau cu lunile. Adică am găsit români care stăteau acolo de o lună și care își prelungeau. Foarte frumos. Și care urmau. Cred că există tentația aceasta, există, să nu îți mai doresc să te întorci la cotidian. Da. Sau există tentația de a-ți prelungi, vii inițial ca să vezi și constați că-ți place și că nu s-a liniștit încă pandemia în Europa și sigur că-ți mai prelungești acolo, dacă nu ești legat de un job, de anumite obligații aici. A fost ceva ce nu v-a plăcut? Nu. Chiar nu. Totul a Chiar fost n-a fost nimic care nu mi-a plăcut, dar eu așa spun de obicei. Adică pot fi doar mici frecușuri, dar mi-ajung să-mi placă și astea și să mă bucur de ele ca de o experiență pe care n-am mai avut-o. Mai citeam niște lucruri înainte de emisiune și mi-am și notat să nu le uit. Sfaturi, recomandări de care ar trebui să ții cont când alegi să mergi în Zanzibar, să bei apă doar din sticle îmbuteliate, inclusiv fructele sau legumele să fie spălate să din fie sticle. Bine spălate. Neapărat ceva anti-insecte. Și pentru înainte și pentru după ciupitură. Neapărat papuși de apă. Pentru că eu am pățit-o și îmi uitasem papucii de apă pe care îi aveam de când am fost în Sharm el Sheikh, mi-am uitat. N-am găsit acolo din prima papuși de apă și m-am procopsit cu 5 țepi de arici de mare în călcâi. Și m-a durut călcâiul toată perioada aia, au ieșit abia după ce am ajuns acasă. Cred că a fost un soi de reacție de respingere la un moment dat. Numai haine subțiri, pentru că e foarte cald, nu e nevoie de altceva. Perioada optimă este din octombrie-noiembrie și până la sfârșitul lui ianuarie. Decembrie-ianuarie sunt lunile de vârf. Temperaturi în jur de 30 de grade, sezonul ploios la ei începe prin februarie-martie și se termină undeva la sfârșit de iulie. Deci pe urmă din august, dar destul de multe ploi. Octombrie-noiembrie sunt luni bune,
uscate, cu puțină ploaie. Eu am prins doar două ploi acolo. Una în timp ce vizitam ferma de condimente. Și presupun că este o ploaie trecătoare să și o ploaie oprește. Atunci a ținut, din păcate, vreo 3 ore, dar e o ploaie din aia consistentă. Apa într-un minut ajunge până aproape de genunchi, deci plouă, nu glumă, deci nu poți să circul, trebuie neapărat să te adăpostești în timpul ploii. Și am mai prins o ploaie în Stone Town, dar în Stone Town se spune că plouă în fiecare zi, chiar când e și sezonul uscat, dar aia a fost o ploaie foarte scurtă, care într-adevăr a trecut în jumătate de oră. Așadar, cel mai bun sezon începând cu luna octombrie. Începând cu octombrie până prin februarie. Și până în februarie, da. E perfect. Cu copii este perfect, erau multe familii cu copii, chiar am întâlnit. E ok, sigur că ei se limitau mai puțin la excursie, se limitau la plajă. Este o excursie pe care și-o poate organiza oricine, chiar și o persoană mai comodă? Este o excursie pe cont propriu, fără o agenție de turism? Fără nicio agenție de turism. Asta e și recomandarea mea. Facem media și comparația ca preț. Deci zborul pur și simplu intri pe Qatar, pentru că ei sunt singurii care zboară acolo. Cred, am înțeles că zboară și KLM Air France, dar cu totul alte condiții, adică test COVID înainte, prețurile sunt mai mari, deci cu Qatar poți prinde oferte foarte bune. Cum spuneam, eu am prins cu 550, dar am întâlnit români acolo care prinseseră cu 400 și ceva de euro, chiar mai puțin. Mai notasem un truc, tot pentru cei care ne urmăresc, când vine vorba despre destinații exotice, este bine să alegem marile aeroporturi, precum Milano, Paris, Bruxelles, după care din acel aeroport... Da, cel puțin acum pe perioadă de pandemie neapărat. Exact, și până acolo putem ajunge de la București cu bilete low cost. Exact. Iată, și obținem un preț avantajos. Exact. Deci pentru Zanzibar avionul poate fi între 400 și spre 500 până la 780 de euro. Am auzit prețul cel mai ridicat. Cazarea, cum spuneam, 300 și de euro. Și acolo excursiile locale care nu ajung în insulă la mai mult de 200 de euro, iar pentru un safari trebuie să mai scoți 1000 de euro. 1000 de euro. 1000 de euro cam 4 zile, dar cu all inclusive. Oh, ok. Deci 1000 de euro înseamnă inclusiv zborurile din Zanzibar pe continent, inclusiv 3 cazări, all inclusive și safariul toată ziua asigurat în două parcuri, în două zone de conservare. Deci ajungem la 2000 și printr-o agenție, prețul pentru Zanzibar este de 4.400-4.500 de euro, la care se adaugă taxele de zbor, care sunt și ele în jur de 400 și ceva de euro, și excursiile pe care le-am povestit eu și intrau în cele 2.000 de euro ca și excursii opționale. Deci ajungem undeva la 5.500. O diferență foarte, deci foarte mare. Eu sunt la jumătate de preț cu ceea ce am făcut, echivalentul a ceea ce face o agenție. Da. Știu două agenții care au reușit să facă Zanzibar sau urmează să facă acum, uite, nu știu exact, nu cred că au făcut plecările, erau undeva la sfârșit de noiembrie și prețul a fost 5.000 de euro, sigur că au făcut cu grup minim 4-6 turiști. Când vorbeam despre alte vacanțe, ne mai povesteați și, nu știu, întâmplări mai riscante, ceva așa, la limita pericolului. Aici este totul safe, totul sigur? Aici a fost totul safe în condițiile în care am făcut iarăși totul singură. Deci, fără intermediar, fără ghid, fără absolut nimic, totul a fost safe. Nu am simțit pericolul nicio clipă. Surpriza mea a fost că mă întrebă, dar în safari nu v-au atacat animalele? Deci stai, mașina de safari este blindată, animalele în primul rând că din instinct de conservare nu intră ele în mașină, cum să spun. Deci normal. E safe totul, inclusiv pentru copii și în timpul safariului. Cel mai mare pericol ar fi maimuțele, care sunt extrem de... Ai niște maimuțe de o brăznicie extraordinară. Ce făceau? La un moment dat, după ce am luat un prânz, că vă povesteam că era inclus totul în timpul safariului,
am lăsat o sticlă de apă pe masa la care mâncasem. Am uitat de sticlă și m-am dus să mi-o recuperez. Lângă sticlă stătea o maimuță. Cam atâta. Dacă n-aveam viteză, mă capsa de mână. Deci pur și simplu sticla aia devenise între timp proprietatea ei și a schițat exact gestul ăla de a mușca mâna. Deci o altă turistă s-a trezit cu o maimuță în spate în timp ce mânca, cu toate că ele sunt hrănite. Ăla era un popas pentru turiști, zic, dar ele nu sunt hrănite, ba sunt hrănite, dar sunt permanent flămânde. S-au născut nesătule și oricât mănâncă nu e suficient. Cred că sunt hipertiroidiene, deci au viteza, ai ard caloriile, ceva, eu n-am văzut maimuță grasă și maimuță care să nu fie înfometată. Așa, dar ceva teribil, dacă da. Ni se par simpatice, s-ar putea ca în urma unei astfel de experiențe să ne schimbăm părerea despre ele, nu? Antipatică, exact. Am era mică, cred că era chiar un pui, dar a făcut gestul ăla atât de brusc și eu n-am realizat. Am înșfăcat sticla și m-am întors la 180 de grade și cineva spune, atenție că te mușcă. Zică, oleu. Da, și acest lucru l-am mai citit, nu despre maimuțe, ci despre localnici, că nu ar trebui să lăsăm noaptea bunuri la vedere. Ați fost atenționată în acest sens? Nu. Și chiar mi-a lăsat bunuri la vedere în timpul nopților în safari, a lăsat la ușă. Rucsac, bocanci. Era o zonă, un hotel foarte interesant, n-am mai văzut sistemul ăsta de hotel. Am stat iarăși într-un bungalow, dar zona centrală se putea locui la cort. Deci hotelul ăla avea confort pentru toate buzunarele, pentru cine voia cameră, pentru cine nu la cort. Partenerii noștri elvețieni au stat în cort. Cei care stăteau la cort aveau dușuri comune amenajate, cei care stăteau la cameră aveau baia proprie la cameră, dar m-am gândit că uite ce sistem bun. Absolut. Ce prețuri erau pentru cort? Ați aflat, v-a interesat? În jur de 20 de dolari pe noapte, cam așa. Camera era în jur de 50 de dolari pe noapte. Okay. Nu știu exact prețurile, pentru că safariul, luându-l prin agenție, a fost un preț total, adică nu știu fiecare... Da. Nu pot să spun prețul unei mese sau prețul unei cazări, nici măcar prețul biletului de avion. Am aterizat pe aeroportul Arusha, venind spre Zanzibar, al treilea oraș ca mărime din Tanzania, și am plecat de pe aeroportul Kilimanjaro, chiar lângă muntele Kilimanjaro, și am văzut și muntele, chiar dacă era puțin în ceață. Important este că aceasta poate fi o destinație accesibilă. Poate fi accesibilă și la mine ai libertatea de a-ți rămâne o destinație exact în care să mă întorc, dar mai mult... Poate și în Zanzibar, ca să mă bucur puțin de câteva zile tihnite. Poate în regimul ăla de all-inclusive pe plajele din nord, încă nu m-am gândit. M-am gândit la Zanzibar iarăși ca posibilă destinație în drum spre Madagascar, pentru că nu era foarte departe. Și mă gândeam ce interesant ar fi fost să zbor din Zanzibar în Madagascar, care e tot o insulă a mirodenilor, cu plaje negre. De data asta în Zanzibar plajele sunt albe. Dar m-aș întoarce și pe continent, pentru că e foarte frumos așezat, e practic așezat între trei lacuri mari, lacul Victoria la nord, lacul Tanganyika la vest și în sud lacul Malawi, are și munți, cel mai înalt sigur că e Kilimanjaro și mai au, nu mi-aduc aminte acum, un alt vârf muntos de peste 5.000 de metri, e foarte frumos așezată Tanzania. Și are totuși, practic în Dar el Salaam, eu nu mai am făcut o escală tehnică, nu mă uitam pe urmă cât de frumos este Dar el Salaamul. Îl poți compara cu orice metropolă, mare metropolă din Asia sau din Africa. Ne bucurăm foarte mult că ați venit pe la noi și ne-ați împărtășit din această experiență, dar ne pare rău că nu plecăm că și noi în vacanță. Nu pot să cred că a trecut o oră. Chiar acum am verificat, aproape o oră a trecut. Deci acum ar trebui să spunem... Nu spunem eu încă. Încă nu spunem? Încă nu spunem. Încă vreau nu spunem. Deci să ar trebui să mergem haraka-haraka, repede-repede. Exact. Ce planuri aveți pentru viitor? Unde mai plecați? Păi la anul oricum trebuie să recuperez acel voucher, să beneficiez de el, mai bine zis, care este pe KLM Air France, 830 de euro.
Deci aștept să pot zbura spre Mexic. Înțeleg că se poate deja. Dar mai așteptați puțin să Dar vedeți mai aștept exact puțin, nu știu exact ce dacă măsuri nu se vor trebuie mai să lua. intri în carantină când vin în America Centrală. Oricum, oricum mă gândesc să mă încadrez pentru prima parte a anului. Ar fi, ca să mă încadrez în termenul acela de un an, ar trebui să plec până în mai. Și mă mai gândesc la niște destinații, uite, care s-au deschis acum și unde se ajunge tot cu Qatarul. Destinații care cu mai mult timp în urmă erau prohibite pentru turiști din cauza războaielor de acolo. Mă gândesc la Pakistan. Am un prieten pe Facebook care este acum în Pakistan, încă nu știu cum a ajuns, bănuiesc că tot așa, pe cont propriu, prin agențiile locale, și care mi-a scris că este o zonă relativ safe. Sigur că se mai aud bombe, mai sunt atentate, dar uite, e spre sfârșitul călătoriei și o să se întoarcă cu bine. Și la fel Sudanul, unde am vrut să ajung, dar a crescuseră cazurile de COVID în momentul ăla în care am vrut eu să plec undeva tot în toamna trecută, undeva prin septembrie, și nu s-a mai putut. Deci mă gândesc la America Centrală în primul rând pentru recuperarea voucherului și poate în a doua jumătate a anului viitor sau Sudan sau Pakistan. Nici măcar pandemia de coronavirus nu vă poate opri din nu, dorința nu, de nu a călători și de a vizita. Se găsesc portițe de ieșire și destinații unde poți să ajungi. Ce sfaturi aveți pentru cei care ne-au urmărit? Cei care își doresc să călătorească, dar poate nu au curaj, pentru că pe foarte păi mulți să plece deocamdată, a limitat să plece această pandemie. Deocamdată în Zanzibar, pentru că e foarte safe și nu vor avea nicio problemă. Deci pentru Zanzibar chiar nu ai de ce te teme. Și să sper, eu sunt convinsă că totul va fi bine și vom călători ca înainte. Dar cum spuneam, la fel, eu sunt convinsă că turismul este al turistului individual și nu al turistului de grup. Sfatul meu ar fi să fim cât mai deschiși, să învățăm cât mai bine limba engleză, să pornim cu încredere, cu curiozitate, cu siguranța că ne vom întoarce cu bine. Și nu există nu se poate și nu există va fi rău, totul va fi bine. Deci Hakuna Matata. Ne-ați făcut un dor de vacanță și de ducă. Da. Mi-a trecut dorul de vacanță, dar după discuția asta mă apucă Revine, din nu? Nou dorul de vacanță. Asante. Și eu asante. Mulțumesc și eu asante. Foarte mult pentru că ați venit să ne... N-a fost pole, relaxați. A fost haraka. Dar a fost bine. Ne-am relaxat, mai ales că s-a și nimerit frumos această emisiune într-o zi de sărbătoare. O da. Vă încă mulțumesc o dată la încă mulți o dată. Ani, asante și eu. Vă așteptăm să reveniți în studioul nostru. Cu mare drag, oricând. Când planificați următoarea vacanță să povestim. Oricând și pe orice subiect, cu mare drag. A fost alături de noi astăzi doamna doctor Irina Cațighera, medic la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Sper că v-a fost pe sufletul dumneavoastră această emisiune. Nu uitați să dați un like și un share pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Să-i bucurăm și pe ceilalți prieteni din lista de Facebook. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 15 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu Valentin Huțanu, iar noi ne întâlnim mâine la ora 10 când schimbăm registrul și discutăm despre alegerile parlamentare, după care vom mai avea o emisiune la ora 13, dar vă țin la curent pe parcursul zilei de mâine. Toate cele